bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi voi face împreună cu voi cea mai recentă tendință în materie de cafea și anume Dalgona Coffee sau nesfricat, cum spuneau părinții noștri mai de mult. Pentru a obține acea spumă cremoasă vom avea nevoie de 3 ingrediente: 4 linguri de zahăr, 4 linguri de cafea nes și 4 linguri de apă fierbinte. Voi pune toate cele 3 ingrediente într-un bol. Voi amesteca totul foarte bine cu lingura, iar apoi cu ajutorul unui mixer voi mixa toate cele 3 ingrediente până când voi obține acea spumă cremoasă sau cremă spumoasă, cum vreți să-i spuneți. În cazul în care nu aveți la îndemână mixerul, puteți să folosiți și un tel, doar că durează mult mai mult. Eu am făcut cu mixerul exact 2 minute până când am obținut acea cremă. După 2 minute de mixat, așa arată crema. Voi mai avea nevoie de gheață, lapte, topping de ciocolată și bucățele de ciocolată pentru decor. Voi pune acum cuburile de gheață în ambele pahare. Iar apoi voi pune topping de ciocolată pe marginea paharelor. Și voi adăuga lapte cam 3 sferturi de pahar. Iar acum voi pune crema în mod egal în ambele pahare. Și pentru decor voi folosi bucățele de ciocolată. Acesta este rezultatul final. Uitați cât de bine arată și cu siguranță iubitorii de nes vor adora acest mod de a prepara cafeaua. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat la acest filmuleț. Vă aștept cu mare drag și în filmulețul viitor. Până atunci, mulți pupici! Pa!